Un român care a fost dat în urmărire internațională de autoritățile din Italia a fost prins într-o sală de jocuri de noroc din Fălticeni. Acesta avea emis pe numele său un mandat european de arestare pentru șantaj și pentru amenințări. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Paul Ciurari. Paul, bun găsit! Ascultăm! Bun găsit! Bărbatul de 27 de ani a fost prins în municipiul Fălticeni într-o sală de păcănele. În timpul unui control al jandarmilor, practic, aceștia se aflau într-o misiune de verificare a persoanelor care frecventează restaurantele și cazinourile, iar în momentul în care au verificat actele de identitate a celor aflați în sala de jocuri, l-au depistat pe bărbatul de 27 de ani. Pe numele acestuia exista un mandat internațional de arestare pentru șantaj și extorcare emis de către autoritățile italiene. Imediat bărbatul a fost reținut și predat celor de la Biroul de Investigații Criminale Fălticeni pentru efectuarea documentelor necesare în vederea extrăderii acestuia spre autoritățile din Peninsulă. Paul, îți mulțumesc!